George Burcea și Andreea Bălan s-au despărțit la începutul acestui an, dar actorul continuă să meargă acasă la vedetă pentru a-și vedea fiicele. George Burcea și Andreea Bălan s-au despărțit la începutul acestui an, spre surprinderea tuturor fanilor și apropiaților. Nimeni nu se aștepta ca artista să se separe de soțul ei după doar 5 luni de mariaj. După cum a spus chiar ea, nu și-a dorit acest lucru și a sperat mereu că actorul avea să se întoarcă acasă și să-și dea seama că greșește. În plus, a recunoscut că suferă și că cel mai mult o doare gândul că fetițele ei nu vor crește într-o familie în care mama și tatăl lor să fie împreună. Cu toate că George Burcea nu a vrut să mai aibă de-a face cu Andreea Bălan, actorul încă mai merge la ea acasă pentru a le vizita pe cele două fetițe, Ela și Clara. Pe pagina lui de Instagram, a publicat mai multe imagini în care apare alături de copiii lui. Andreea Bălan, prima declarație despre divorț, după ce s-a separat de George Burcea. Invitată într-o emisiune de televiziune, Andreea Bălan a vorbit pentru prima dată despre despărșirea de soțul ei, George Burcea. Andreea Bălan a recunoscut că poate au greșit amândoi în relația de cuplu, dar nu se aștepta ca separarea să se producă la atât de repede. Într-o relație greșesc amândoi și când se ajunge la o despărțire ambii au greșit. Unul mai mult, celălalt mai puțin, doar că în situația de față. Eu eram ok, eram fericită, nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii prea multe pentru că nu vreau ca mai târziu fetițele mele să vadă. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie. Nu era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, mai lipsea nopți de acasă și la un moment dat când l-am întrebat ce are, mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost bine, a mai spus Andreea Bălan.